Bună ziua, dragii mei! Sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Peștișor, etalare pentru octombrie 2020. Mesajele pe care le-ați primit, dragii mei, sunt acestea. Aveți romanță și fii autentic, fii autentică. Plutește în aer acest romantism între voi și cineva. Cineva se simte foarte romantic în preajma voastră sau are sentimente romantice față de voi. Posibil unii dintre voi nici să nu știți. Asta în cazul în care nu vă reprezintă romantismul acesta pe voi. Deși, în general, peștișorii sunt romantici, asta știm toți. Dar sunteți voi romantici, dar este și cineva care își dorește să vă copleșească cu romantisme, cu gesturi faine, să vă invite la dans, la restaurant, să vă alinte, să vă sărute, să vă îmbrățișeze. Dar fiți autentic. Fiți real. Și adevărați cu ceea ce, sau în ceea ce sunteți și ceea ce simțiți. Unul dintre voi nu arată, de-aia și venit fiți autentic. Orică vă e rușine, poate nu arătați voi, poate nici unul, nici celălalt nu arătați și voi nici nu știți că sunteți îndrăgostiți unul de celălalt. Dar este clar că e o poveste de dragoste care plutește în aer. Și în spatele acestui I love you, acestui te iubesc, există, sunteți în paralel între niște relații karmice, șabloane relaționale și o relație de suflet, o relație drăguță. Am zis, nu, uite, parcă doamna se și pitește undeva după diferite chestii, după pom, se pitește, nu vrea să arate ce, cât visează. Îl privește pe el mai din umbră. El se gândește la ea, cântă, se gândește la ea, probabil că cineva și cântă. Da? În fine, sau ascultă muzică și se gândește la ea și ea se gândește la el, dar niciunul nu știe că celălalt e îndrăgostit de el. Din seria aceasta, sau poate știți, dar ceva trebuie spus, exprimat. Evident, nu zic muse să vă aruncați în declarații de genul ăsta. Repet de câte ori pot această declarație, în primul rând trebuie să o vă faceți vouă și apoi vedeți când vine momentul și pentru celălalt. Îmi place să cred că sunteți, abonații mei sunt oameni mai precauți. Da, e frumos să spui, să te arunci în brațele cuiva, să exprimi dragostea, dar găsiți-vă și momentele prielnice, că poate persoana respectivă nu e pregătită. Sunt multe, sunt multe. Aveți lebăda. Lebăda e o energie care ține de apă, e energie masculină, atracție sexuală, dar nu doar sexuală, și emoțională, pentru că plutește pe apă, da? Probabil că trebuie să comunicați. Ce face lebăda? Lebăda, de fapt, este foarte tăcută. Voi comunicați emoțional, transmiteți și se vede cu 6 de cupe, transmiteți. Oamenii simt când vă îndrăgostiți de ei și voi simțiți când ei se îndrăgostesc, chiar dacă nu puteți să puneți punctul pe i, să puneți mâna sau să le spuneți exact, din niște motive, pentru că atunci când oamenii nu se arată, da, mai ales cumpăratul, nu sunt autentici, ai uneori momentele de îndoială, dar dacă ești puternic în intuiția ta, simți că persoana respectivă te place, da? Simți când o altă persoană te minte. În general, peștii simt. La capătul setului de cărți aveți grația ei. Acum, cine este? Iar variază. Îmi place să crezi că sunteți voi, pentru că e mult albastru, un albastru mai mult acvamarin decât albastru cerului. Încercați să atrageți pe cineva, să chemați pe cineva în lumea voastră, emoțională și spirituală. Și aveți răbdare cu ei, aveți răbdare și delicatețe și e minunat. Vă devotați acestei chemări, acestei iubiri și încercați să o plantați, să începeți, ați început să o plantați și să o creșteți ca pe o floricică mică. Și știți că la un moment dat va crește. Va crește poate ca un pom, da? Și vă va ține umbră în zilele toride și vă va ține protecție în zilele ploioase, da? Depinde. Erupție de lumină, multă lumină
între voi doi și unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi, simte că ați putea să aveți o familie împreună. Eventual, pentru că văd și împăratul, și împăratul pentru mine, printre foarte multele, înseamnă și soț, unul dintre voi, cel puțin, este căsătorit. Și aici este o problemă cu această declarație, da? Dacă unul dintre voi e căsătorit, trebuie făcută cu grijă când e momentul. Din cealaltă... Iară zic, nu știu ce zic, cealaltă, din cealaltă serie de cărți, ați primit, a vrut să se arate deocamdată, înainte să citesc, să fac crucea celtică, a vrut să se arate. 7 de cupe, visați la cineva și persoana respectivă, am zis, visează la voi, simțiți această energie, această legătură sufletească profund. Cineva ar vrea să vă facă un cadou, să-și exprime, să spună acest I love you, da? În această imagine simt că atunci când dă băiatul florile și spune câteva cuvinte, măcar, dacă nu fi te iubesc, măcar ceva asemănător, sau îi pune un răvaș în flori, niște versuri frumoase, dacă n-are curajul să le spună, cineva visează la voi, clar, și voi. Îi simțiți, eventual și voi visați la ei. Frumos. 7 de cupe, 6 de cupe. Posibil să fie un personaj pe care l-ați mai întâlnit, pentru că 6 de cupe înseamnă și fostul, fosta, că l-ați întâlnit în copilărie, în tinerețe, în cartierul, într-un cartier în care a stat, că toți ne mai mutăm de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, într-un cartier în care a stat, că e o zonă care ține de casa 6-a, da? Drumurile zilnice. Că v-ați întâlnit la cinematograf, la magazin. Iar e o zonă care ține de casa 6. Pe lângă casă, în cartierul, am zis, mă repet. Și totuși a vrut să se arate 9 de spade și împăratul. Acum am senzația că împăratul nu prea doarme noaptea. Împăratul, acest om care nu-și arată sentimentele. Voi ați arăta că peștișori în general arată. Dar au nevoie și de mici semne, confirmări, că sunt în siguranță să arate această dragoste. Unii dintre voi aveți de-a face cu un berbec sau cu un taur sau cu o persoană foarte încăpățânată. Foarte încăpățânată. Asta în cazul în care nu este căsătorită. Poate să fie și semn de aer foarte încăpățânat, care se controlează. Că vă și nouă de spade, da? Oricine poate fi aici. Găsiți-vă poziția. Oricine. Un om dominator, autoritar, care se controlează, își controlează exprimările emoționale. Chiar dacă are, de multe ori le anulează, că știe că trebuie să se lupte, să... își îndeplinească obligațiile de soț, de, eu știu, șef la locul de muncă și totuși atracție fizică între voi. Și cineva are conflicte în legătură cu această, iaute, sunteți voi regele de cupe sau această dragoste profundă. Văd și semn de foc, văd și balanță pentru unii, da, se vede, o vedeți cu ochii voștri și aveți și regele de spade. Și semn de aer, oricine poate fi, găsiți-vă poziția, dar... Se dorește întâlnirea, acest 3 de cupe, se dorește exprimarea, da? Fie autentic. Cineva vrea să fie autentic, că nu a fost. Și bănuiesc că acest individ nu a fost autentic. Vrea să exprime. Și de-aia a apărut și lebăda. Am zis, lebăda tace. Lebăda tace, tace. Persoana respectivă a tăcut, v-a simțit, a visat la voi. S-a conectat la sufletul vostru într-un fel sau altul. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendent, uf, adunat în peștișor, ce mai vrea? Conflicte. Conflicte interioare cu prietenii. Prietenii zic să nu, să nu se ducă, el sau ea vrea să se ducă. În fine, octombrie, peștișori. Și să vă zic una alta. A, 5 de băte, ce mai înseamnă? 5 de băte, afară de faptul că sunt planete în semne de foc, înseamnă și... cineva vrea să se lupte pentru voi. E o energie foarte bătăioasă, marțiană. Probabil persoana aceasta face arte marțiale. Pentru unii e un mesaj în plus. Nu fi pentru toată lumea. Mai ales dacă e bărbat. Bine, frumos. Mi-ar fi plăcut și mie să fac. Da, în fine. 5 de băte. 4 de băte. În suflet. Vă doriți flacăra geamănă, sufletul pereche. Yeah, yeah, yeah.
8, 4 și 8 se dublează energia. Vreți să mergeți? Aici este. 4 e o energie fixă. Chiar dacă sunteți conectați, cum am văzut mai devreme, cu emoții, cu pasiune, cu ceea ce simțiți unul pentru celălalt, este nevoie de acțiune. Și aici este provocarea. 7. Cineva a fugit. Wow. Și a provocat multe dureri și simt acum. Wow. Wow. Cineva a fugit de această dragoste. Mai, ce apare? Wow! Unde a mai apărut? Și simt la nivelul chakrei inimii niște senzații. Da, cineva suferă. Când nu v-a arătat. De la drum. E la drum. E la distanță. Bine, distanța asta nu e foarte departe pentru unii. Poate pentru alții este. E totuși 3 de bâte. Noi lumea. Poate să fie o apă. O apă poate să fie și un lac și un pârâiaș și un râu prin București. Ia uite. Aș fi vrut altfel de etalări. Altfel de cărți la peștișori. Dar o să și le clarific. La capătul setului de cărți, faetonul magicianul. Sigur, cineva vrea să manifeste, să vină cu mașina, să vină, e determinat să vină. Acum că vine cu mașina, dar faetonul reprezintă mașina, vrea să manifeste, să se exprime, să fie autentic. Da? După o separare, eventual. Din cauza unor probleme de familie. Separare care a dus la alte probleme, stagnări în relația cu voi. Responsabilități, situații, situații. Cineva a avut o familie sau semn de pământ. Cineva a fost într-o relație sau poate familia, părinții și da, mama, tata și cine a mai fi fost. Familia din care se trage cultura. Acest 10 sau poate job, da? Au fost niște chestiuni în care responsabilități care țineau de bani, de finanțe, de stabilitate și acestea au reținut și au dus la această separare pentru unii dintre voi. Au dus la stagnare, dar această separare, acest turn apare în această perioadă în familia respectivă, în familia respectivă. Și nevoia de a manifesta destinul său. Cineva vă vede ca pe persoanele predestinate lor. Dar faptul că nu s-a materializat, manifestat relația până acum, da, ce fie autentic, cineva nu a fost autentic. Și se vede că în trecut cineva a mințit. O să le clarific, că n-am cum să nu le clarific. 7 de spade, cineva a fugit de sentimente, de el, de ea însăși, a fugit. Probabil că are marcaj pe niște semne de aer. Marcaj, nu zic musai semn de aer ca să nu săriți în sus. Marcaj, pentru că sunt spade și spadele reprezintă semne de aer. A preferat să rămână într-un cuplu. Ei, și cuplu acela era... În acel cuplu s-a simțit mai mult singur decât fericit sau fericită. Pe de altă parte, 5 de monede, în momentul în care a fugit, v-a lăsat pe voi în frig, în ceață. Ghosting, cum se zice în engleză, da? Și de aici e provocarea să comunice și să manifestați transformarea asta, că e 8-8, e casa scorpionului, a transformărilor. Să transformați situația din neagră în albă, din multă suferință, să o transformați în bucurie, că asta înseamnă întâlnire. Asta înseamnă întâlnire. Într-un spațiu. La o terasă. Undeva. La cineva acasă, că e casă. Își dorește cineva și voi vă doriți. Pentru că îi simțiți. Că sunteți peștișori, n-aveți cum. Provocarea este să se acționeze, să meargă mai departe. Că până acum lucrurile au stat pe loc. Și repet, v-ați simțit singuri în cuplu și voi și ei. Aveți și un semn de pământ și un semn de aer care suferă de această lipsă de autenticitate. În viitor apar 3 de spade.
durere, dezamăgire. Dar rămâne de văzut, nu trebuie să fie inima voastră, că voi oricum ați fost frânți de nu știu câte ori, dezamăgiți. Probabil că a acelei persoane care a fugit și pe care nu vreți să o mai primiți, pentru că apare judecata. Judecata este dorința cuiva de a vă împăca, de a se împăca cu voi, de a renaște o situație care era moartă, că în poziția iau de sfatul, este să renașteți. Că ați suferit și voi, de-aia zic, trei de spade, s-ar putea să fie durerea lor, pentru că voi ați trecut prin dureri imense în această perioadă, mai ales dacă sunteți flăcări gemene. V-ați simțit și unul și celălalt durerea, chiar dacă ați fost la distanță și îmi vine să plâng și nu știu de ce. Da. Sfatul este să renașteți. Și totuși în prezent cineva își ascultă intuiția, primește semne de la divinitate, vrea să renască. Este Pluto, transformare. Iar casa 8, am vorbit de scorpion, de Pluto, transformare. Rămâne de văzut dacă primiți această împăcare. E dorința cuiva intensă de a se împăca cu voi. Vrea să vină cineva. Speră, încă speră acest personaj. Probabil că a fost într-o altă relație, trei înseamnă și trei, triunghi amoros, da? V-a lăsat pe voi în fric și ceață ca să meargă cu altcineva, foarte posibil. Nu mai dau semne că nu mai contează. Aveți și foc, aveți și pământ, aveți și aer. Cineva încă speră că dacă acționează, trece de la 3 la 4, intră în relație cu voi, înțelegeți? Evoluția 3. Deocamdată a lăsat în spate o relație, are această bătă plină de pasiune și de energie să renască. Și să puneți bazele, 3 și 1, 4, da? Unei relații. Încă speră. Deși voi sunteți aici, în această poveste, dragii mei, sunteți aici. Bine, evident că pot să fie și ei. Ei care s-au trădat, că de fapt mincinosul ce face? Fuge de el. Fuge. Se auto, cum se zice, sabotează. N-are curajul să înfrunte această dragoste. Da? N-are curajul, pentru că, dragii mei, e foarte intensă. Să spui cuiva că îl iubești este foarte intens. Nu știu de ce îmi vine să plâng. Da? Pentru că în spate, personajul respectiv, poate și voi, ați fost în șabloane relaționale, într-o relație karmică, în care a trebuit să-și oglindească multe, multe, multe și să învețe. De ce este frică de 9 de cupe? Că nu-și va împlini dorințele. 9 de cupe este un personaj care are dorințele împlinite, da? Speră, da? Încă speră, da? 9 de cupe deja simte că i s-au împlinit toate speranțele. Mai are eventual doar una neîmplinit. Dar e în poziția fricilor. Evident că puteți să fiți și voi, poate să fie și această persoană. Eu simt că această poveste e valabilă și pentru persoana respectivă, nu doar pentru voi. De ce e în poziția fricilor 9 de cupe? Pe de o parte, cuiva este frică de autocunoaștere, de creștere personală, spirituală, da? De regăsirea sinelui în această singurătate. Este teamă că nu-și va întâlni, nu se va bucura de această dragoste, de o dragoste profundă. 4 de monede. De bâte. 4 de monede. Înseamnă că a stat în șabloane, da, persoana respectivă. A, uite, 4 de monede în poziția fricilor, dorințelor. Ce își dorește? Ține foarte mult la voi, asta înseamnă 4 de monede, că încă ține și speră. Acum, poate și voi v-ați schimbat viziunea și nu mai vreți să stați, să vă gândiți la acest personaj care v-a rănit și aveți în cap altceva, stabilitatea voastră financiară. Poate pentru unii să fie și un semn de pământ? Poate pentru unii să fie un semn de pământ care a apărut în ultima vreme, 5, 4, care este singur în cuplu respectiv și față de care simțiți compasiune, iar foarte posibil. Ce reușiți să manifestați? 4 de spade, echilibru, 3 și 4. Echilibru mental, începe să vă vindecați și voi și personajul care v-a rănit.
Că aici e sfatul. Să ieșiți din răni și să renașteți. 8 de, da? De monede. Dublați această energie și începe să vă transformați, să vă alchimizați, munciți. Țineți de bani, să vă creați stabilitate. Ce ar mai fi? 3, 4, 3, 8 de monede. Vin multe monede spre sfârșitul lunii. Probabil că cineva cu marcaj în semn de pământ intră în viața voastră, vrea să colaboreze, să muncească, să colaboreze cu voi, să munciți împreună. Este multă pasiune. Oh, oh. Și apare o concurență între un semn de pământ și un semn de foc. Și dacă nu-i semn de foc, este cineva care este de obicei mai seducător, da? Cuceritor, poate cuceritorul care a plecat sau cuceritoarea care a plecat, același personaj poate să fie, care are multă pasiune, da? Da, aia și fuge. Fuge de dragoste adevărată pentru că se simte seducător și așa îi place să fie creativ, seducător și la la la. La un moment dat o să apară un conflict între un personaj stabil, frumos, ok, iar semn de pământ, și alt personaj, am zis 5 de bâte, a apărut și mai devreme, apare concurența. Cineva vrea să vă câștige, eventual, să vă seducă, să vă câștige și să vă facă partenerilor stabili. Da, apare triunghiuri, apare și 6 de monede, balanță. Taur, ia uite, regele de cupe. Multă pasiune. Hai să și clarificăm. În principiu ați înțeles. Hai să vedem ce înseamnă. Cine este? Ne repede, că n-am cum altfel. 7 de spade. Temperanță. V-ați vindecat. Voi v-ați vindecat? De aceea poate să fie cineva cu marcaj însăgetător sau un semne de aer. Marcaj! Așa, dar în principiu, voi ați început vindecarea. Această fugă a cuiva a fost pentru, dragii mei, pentru protecția voastră, pentru creșterea voastră spirituală. Da? Că altfel, în energia respectivă, dacă rămânea, vă distrăgea atenția. Ia uite, îndrăgostiții, împăratul. Da? Cineva n-a vrut să arate și a fugit, a preferat aventurile. Nu a ales dragoste. 5 de monede. Prea multe. Cinci de monede. Cineva v-a blocat 9 de monede și ați rămas în frig în ceață. Mai dăm o carte. Da, a preferat aventurile. Și v-a blocat. Oleu, ce rușine. Pe mine mă deranjează că oamenii acționează așa. De ce? Pentru că n-au curajul să spună. Nu sunt autentici. Să spună direct. Păi, cu tare și cu tare și cu tare ne întâlnim peste un an, peste doi în viața viitoare. Măcar spune, știi, mi se pare absolut o atitudine imatură, da, în fine. Vedem o carte, totuși, pentru 9 de bâte. Ia uite, semn de aer pentru unii, pentru ații de foc, de pământ, nu mai contează. Da. Poate și voi ați blocat. Dacă cumva a avut un stil de a comunica mai dur, mai necizelat, posibil și voi i-ați blocat. V-ați blocat posibil unul pe celălalt. Unul dintre voi era mai înțelept, marele preu, și celălalt mai imatur, soarele, da. Așa simt că unul a fost mai imatur, dar mai e și altă variantă de interpretare sau așa simt mesajul. În această situație a fost, iar repet, pentru creșterea voastră spirituală și e drăguț că se confirmă, da? Pentru creșterea voastră spirituală, aceste suferințe au fost ca să învățați să vă vindecați. Dacă aveți de-a face cu flacăra geamănă, ați oglindit niște traume sau ați răscolit niște traume vechi, pe care trebuie să le vindecați. Asta e creșterea voastră spirituală. 10 de spade în poziția sfatului. 10 de spade, marele preot invers. Cineva, da, nu a vrut să se angajeze. Marele preot înseamnă angajament, înseamnă contract.
Nu zice nimeni că trebuie să semneze un contract de relație de lungă durată. Sunt oameni care stau în o relație de lungă durată fără contract. De un contract spiritual, simți. Da? Simți că între voi doi sunt îngerii, e Dumnezeu care vă permit să fiți împreună. Da? Cineva n-a vrut să se angajeze în această relație și a produs multe dureri. Unii dintre voi v-a rănit un semn de pământ, în mod special taur sau semn de aer pentru unii dintre voi. Da. Și acum iar apare dorința de construcție. Măi, aveți multe. Deci. Este un om. Apare un alt om aici. Nu cred că e același om. Apare un alt om echilibrat, echilibrat, care ar vrea să colaboreze, să muncească cu voi. În secret. Își dorește o colaborare. Obsedant. Își dorește o colaborare cu voi, regina de cupe. Și semnul de aer. Un semn de aer își dorește, visează la voi. Să manifeste. Oh, ce vis frumos visează. Acest semn de aer. Gemeni, balanță sau vărsător. Hai să mai clarificăm. Ia uite că tot a apărut, da? Vorbeam și a apărut. Clarificăm, marele preot invers. Detașați-vă emoțional de această situație. Eventual, personajul respectiv care v-a trătat și n-a vrut să. Acum suferă, suportă karma și vrea să vină. Șase. Dacă vrea să vină șase de spade, cineva iar vrea să vină ca influență exterioară. Da. A ales o azi de la zero cu voi, la care visează de atâta timp și așteaptă. Trei de bâte. În poziția influenței exterioare. Trei de bâte. O, împărăteasa. Pentru unii să fie taur, pentru unii să fie balanță. Dar eu zic că vă vede. Am zis mai devreme, vă vede. Nu mai știu ce cărți au apărut. Nu stau să mă gândesc. Dar vă vede ca și personajul. Ca și stea. Da? Unde a apărut? Nu, în altă parte. A apărut, confund. Dar speră că o să aibă creștere, abundență lângă voi. Speră. Aici sunteți voi, semnul peștilor, născuți în martie. Da, nu e musai să fie taur sau balanță. Sunteți voi, influență exterioară. Cineva vine înspre voi, vă vede ca pe o. Că tot comenta cineva că își dorește un bărbat care să vadă femeia ca pe o. Ce era zeiță? Vă vede ca pe o împărăteasă. Mama copiilor își dorește creștere, speră, acest personaj încă speră. Ce s-a întâmplat, această judecată? Dar, dragii mei, judecata este și în voi. Voi acum judecați. Băi, dragule sau drago, drăguțo, ce ai făcut până acum? Mă gândesc, o să vă gândiți intens la această situație, la această împăcare, dacă merită sau nu merită. 9 de cupe, de ce în poziția fricilor? 9 de cupe. 10 de monede. Iată, sunt spânzuratul. Sunteți voi. Vă este teamă că iar aveți parte de amânări și nu vi se va împlini această dorință. Dorința de a avea o familie fericită cu cineva. Vă doriți eventual un semn de pământ. Nu toți, dar unii. Sau neapărat semn de pământ. Cineva care vă umple cupele și vă aduce stabilitate și abundență. În poziția fricilor. Vă este teamă că iar aveți de așteptat, de sacrificat, nu știu câte. Nu știu câte. Și totuși. Ia uite, faetonul. Cineva vrea să vină cu determinare să vorbească, să vindece. Speră la această întâlnire de destin. Ia uite, întâlnire de destin. Șase de cupe și steaua. Sunteți predestinați acum, rămâne de văzut dacă va fi viața asta, viața viitoare. Ce o să mai fie în următoarele luni cu atâtea restricții? Patru de monede, clarificăm, te rog frumos, în poziția dorințelor. Patru de monede. Asul de cupe, ce frumos, am zis, țineți-vă principiile, dragii mei, mai ales când judecați acum. Va trebui să judecați în funcție, în poziția dorințelor, în funcție de principiile voastre. Da? Aveți nevoie de stabilitate, nu de situații instabile. Vă doriți o dragoste care vă dă stabilitate, care vă susține, care vă ține în brațe, ca pe un obiect de preț. Da?
Asul de cupe. Unii dintre voi vă doriți un nou început cu cineva, probabil marcaj puternic în semn de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Care are tot așa multe emoții pentru voi. La capătul setului de cărți, împăratul, iar apare împăratul, care vrea să comunice. Interesant. Capricorn, pentru unii, vărsător pentru alții. Bine, nu mai contează zodiile, vi le găsiți, da? Berbec, Taur sau orice altă zodie dominatoare. Vărsător, Gemeni, Balanță, vărsător, Peștrac, Scorpion, Capricorn, Rac, vi le-am zis, da? Capricornul își dorește să vină cu determinare, să colaboreze, să muncească pentru voi. Sorry. Da, vrea să muncească. Vrea să muncească. Să fie un personaj, exact patru de monede. Să fie un personaj stabil pentru voi. Ia uite, pentru voi. În secret, probabil o perioadă va fi mai secretă, dar își dorește. E obsedat de această fericire cu voi. Regina de cupe și 10 de cupe. Că e Capricorn, că e Taur, că e Berbec, că e cineva foarte puternic, un personaj foarte puternic, posibil are afacerea sa, banii săi, poate este și căsătorit, dar apare o perioadă de secret, întâlniri în secret, dar totuși vrea să comunice, simte cu acest 6 de cupe, obsedant pentru voi, că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, că sunteți destinul lor. Așa simte, că sunteți destinul lor și așa vă citesc, așa apar cărțile, da? În poziția dorințelor. Clarificăm 3 de spade. Cine este acolo rănit? 3 de spade într-un viitor? Care o fie? Sau se vindecă? A, frumos ar fi, vă doriți, da? Asul de cupe, să vindecați această rană. Ce superb ar fi, dacă sunteți în flăcări gemene, intrați prea și vibrație, în momentul în care vă vindecați voi, se vindecă și ei. Că tot apare 4 de spade vindecare. Minunat, Doamne ajută să ne vindecăm. Clarificăm 3 de spade. Transformare, moarte. Scorpionul, renaștere. Trebuie să renașteți. Asul de cupe este superb. Renașteți din această dezamăgire profundă. Profundă. Moarte, moare vechiul eu și renaște un alt eu. Și la capătul setului de cărți apare soarele și adevărul, trezirea spirituală, înțelegerea, dragostea adevărată. Împăcarea, cineva vrea să se... Da, e obsedat să transforme. Da, cineva... Wow! Predominant cu planete în semne de aer. Ce își dorește așa obsedant acest personaj? Ce își dorește așa obsedant? Clarificăm 8 de spade. Două părți. Vrea să construiască cu voi. Wow. Dacă voi vă duceți către un semn de pământ, către echilibrul vostru, acest personaj nu mai poate. Deci, efectiv, se va transforma. Ce s-a transformat până acum, dar se va transforma radical. Va simți că a fost pierderea vieții sale. Asta una la mână și pe de altă parte își dorește și acest personaj care v-a rănit, își dorește să vă ofere, să fie o persoană stabilă în viața voastră. Vrea să facă această ofertă, a ales, a ales. A ales o nouă lume, să iasă din vechea sa lume și să manifeste această bucurie față de voi. Rămâne de văzut dacă va putea, cum veți gândi voi. Vreți să clarifici și judecata? Asta depinde de la peștișor la peștișor. Hai să clarific mai. Da, hai să clarific judecata, că dacă tot am lungit-o, să o lungesc până la capăt. Uite. Da, cineva vrea împăcare. Vrea să vă cucerească, să schimbe energiile. A fost defensiv până acum și vrea să schimbe energia să vă cucerească. A așteptat prea mult acum, dar va aștepta pe voi. Și voi ați stat în așteptare, deși a fost multă pasiune. Păi, de ce poveste? Bine, o știu, că vorba aia. Am trăit-o și eu. De câte ori fi trăit această poveste într-o formă sau alta? Dar evident, când ești cu flacăra geamănă, lucrurile sunt mult mai intense. Te îmbolnăvește. Orice
Da, ne îmbolnăvim din cauza lucrurilor nespuse, neexplicate, neînțelese. Mai ales dacă a fost imator, dar ne și vindecăm. Of, patru de spade, clarificăm pentru peștișor, patru de spade. Patru de spade. Vă vindecați de lipsa de comunicare cu cineva? Pentru că ați învățat să fiți puternici. Hai, mai dăm o carte, că totuși e cam ciudat. Mai dăm o carte. Patru de spade. Da. Ia uite, Marea Preoteasă. Sunteți voi, dragii mei. Crește spiritual. Nu aveți nevoie să comunicați teoretic, practic, pentru că oricum intuiți. Da? Dar patru de spade. Preferați meditația, dragii mei, și creșterea spirituală. Da, creșterea, da, meditația, patru de spade se conectează la îngeri, la religii, la spiritualitate, Marea Preoteasă la fel. Chiar dacă nu veți comunica, eu știu, cu cine. Wow. Cineva încearcă, vă și arăt, cineva vă oferă acest as de monede, dar s-ar putea să le întoarceți spatele și să mergeți, dragii mei, să schimbați energiile, pentru că v-a consumat atât de mult, ați așteptat acest as de monede din partea cuiva atât de mult și când vine, vreți să schimbați energiile, vreți să fiți regina de cupe? Vreți amândoi, aveți între regina de cupe pești și împăratul, că îi repet, berbec, taur, capricorn, rac, orice zodie, o persoană foarte puternică, există o obsesie, există o... Există, da? Și vreți să mergeți cu determinare, să manifestați această pasiune, să o luați de la zero, să manifestați un nou capitol, să aducă fericire, iau te soarele și 10 de cupe. Doamne ajută, Doamne ajută, da, Doamne ajută. Doamne ajută. Posibil, cineva cu marcaj puternic în semn de pământ lasă în spate o relație obositoare, da? Și schimbă energiile cu voi. Cu voi. Pentru că are obsesie, dorință puternică. Bine, e un pic mai egoist, dar cu răbdare poate transformați voi. Cam atât deocamdată. Doamne, ce talare, dragii mei peștișori, vă pup, vă iubesc. Și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați când declarați. Lăsați-i pe ei să declare că voi ați declarat în multe feluri. Vă pup! Ceau, ceau!